Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Primăria municipiului Vulcan s-ar putea implica în proiectul de asfaltare a drumului spre pasul Vulcan. 3 zile au fost dedicate în acest weekend muzicii rock. Se fac pași importanți, iar în cel mai scurt timp, primăria din Petroșani va administra baza echipei din Lunca Jiului. Primăria municipiului Vulcan s-ar putea implica în proiectul de asfaltare a drumului spre pasul Vulcan. Gheorghe Ileș și-a manifestat dorința de a colabora cu Consiliul Județean Hunedoara pentru asfaltarea în întregime a tronsonului dintre oraș și stațiune. După cum știți și dumneavoastră, am fost în pasul Vulcan împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean. Drumul aparține Consiliului Județean, este drum județean, avem și noi o parte și am discutat acolo la fața locului că ar fi bine ca să fie prelungită până la accesul spre telegondolă, iar zona respectivă de la drumul județean până la telegondolă să contribuim și noi, primăria municipiului Vulcan, să-l asfaltăm în zona respectivă și dânsii să facă partea de jos până la până în Vulcan, la intrare. Este în lucru, se lucrează în momentul de față, se lucrează la Consiliul Județean, la Direcția de Drumuri și așteptăm răspunsul Consiliului Județean. Sperăm că se va rezolva această problemă. În replică, Balint răspunde. La pasul Vulcan, în afara proiectului pe fonduri europene, domnul primar mai dorește unele îmbunătățiri la lucrările pe care le executăm. A făcut ceea ce trebuie să facă orice primar responsabil și anume ne-a făcut o adresă Consiliului Județean. Eu am aflat telefonic de solicitările dânsului. Astăzi s-a înregistrat adresa la Consiliul Județean, dar eu tot astăzi am fost deja acolo cu domnul primar. 90% din ceea ce dânsul solicită se poate face pe fondurile Consiliului Județean. Proiectul derulat de Consiliul Județean Hunedoara pe fondurile structurale Regio Axa Prioritară 2 este în valoare de 12 milioane de lei, din care 8,4 milioane sunt fonduri europene, diferența fiind contribuția Consiliului Județean Hunedoara. Lucrările de introducere a canalizării în Parâng mai așteaptă până ce edilii locali găsesc fonduri. Apa Serv nu va duce țevile decât până la poalele muntelui, iar restul lucrării va fi făcută când vor fi bani. Stațiunea turistică Parâng nu va avea curând apă și canalizare de la sistemul centralizat care este funcțional acum în Petroșani. Lucrările de extindere a canalizării și de aducțiune a apei în cătunul de la poalele Parângului sunt în plină desfășurare, dar cei care gestionează acum fondurile spun că nu urcă mai sus de zona de case. Este greu de spus, dar noi am luat în seamă că conducta care duce acum până la limita, până la intersecția cu Voineasa și chiar cred că dacă rămâne economie, vom merge încă 1,5 km în sus, am luat în calcul și acest lucru. Cert este, trebuie să găsim bani și eu cred că într-un viitor apropiat putem spune că vom ajunge până sus. Cabanele din stațiunea Parâng se alimentează din sisteme proprii și toate au fose septice. Lucrările de extindere a canalizării lasă totul pregătit până când vor veni banii. Și Tiberiu Iacob Ridzi, primarul din Petroșani, a spus că a căutat deja o soluție financiară, dar sistemul nu a putut fi extins din cauza distanței prea mari de la aglomerația urbană la stațiunea de munte Parâng. Administrația de la Petroșani a început preluarea cu ajutorul unei comisii a bazei sportive de la Jiul Petroșani. În scurt timp, terenul de fotbal al echipei Faniona Văii Jiului va ajunge să fie gestionată de primărie după ce omul de afaceri, Alin Simota, a pierdut-o. Se fac pași importanți, iar în cel mai scurt timp, primăria din Petroșani va administra baza echipei din Lunca Jiului. Toate demersurile birocratice s-au făcut și acum a fost înființată o echipă care preia pe bază de inventar tot ce cuprinde baza clubului Jiul Petroșani. Noi am primit o solicitare de la lichidator, de la Herald Consulting, prin care ni se cerea să preluăm baza sportivă. Noi suntem de acord, chiar a fost constituită în acest sens o comisie de recepție, astfel că la o dată ulterioară, de comun acord, vom prelua baza sportivă de la Jiu.
Pe lângă terenul de fotbal, baza de la Jiul mai are și alte terenuri destinate tenisului sau fotbalului, iar de când nu mai are administrator, aici hoții au dat atacuri repetate. După ce primăria va prelua întreaga bază, aici va exista și pază, iar terenul va fi întreținut pentru ca echipa Jiul, ce va fi și ea preluată de primărie, să își poată disputa meciurile. Astăzi, la Biblioteca Universității din Petroșani a avut loc lansarea unui proiect de calificare a angajaților la standarde europene. Cu 10 tipuri de cursuri de calificare în regim gratuit, Eurojobs vine în sprijinul angajaților din 8 județe. Obiectul proiectului îl constituie îmbunătățirea adaptabilității angajaților din sectorul serviciilor din mai multe județe, printre care și Hunedoara. Cursuri de calificare ca lucrător în comerț, cameristă, barman, tehnician în hotelărie, inspector sau resurse umane vin în sprijinul angajaților în mod gratuit, cu 1100 de locuri, dar și o subvenție între 150 și 450 de lei la finalizarea cursurilor. Acest proiect este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și este implementat de Eurojobs, de data aceasta în calitate de partener. Angajații vor obține competențe prin care să realizeze cantități mai mari de servicii cu același volum de muncă, dar de altă calitate, devenind astfel angajați care vor face față concurenței în noile contexte ale pieței muncii, angajați adaptabili la viitoarele condiții și provocări ale pieței muncii. Durata cursurilor variază între 360 și 720 de ore de curs pe an, în funcție de nivelul de calificare ales. Orele sunt repartizate zilnic în 4 teoretice și 6 practice. Cursurile se vor desfășura la sediile principale Eurojobs din Petroșani, de pe strada Livezeni și 22 decembrie. Baza sportivă a echipei de rugby de la Petroșani ar putea fi refăcută de la zero. Ani la rând aici nu s-a investit niciun leu, iar acum prorectorul Universității Petroșani, Marius Marcu, spune că a făcut demersurile necesare ca să primească bani pentru acest obiectiv ce are nevoie urgentă de îmbunătățiri. Iarbă crescută în pâlcuri, gropi, zone fără vegetație și multă apă când plouă. Așa arată terenul de rugby al echipei Știința Petroșani, bază ce aparține Universității din Petroșani. Zeci de ani nu s-a investit niciun leu pentru refacerea acestui teren, iar jucătorii au mari probleme la fiecare meci. Prorectorul Universității spune că are un plan ce s-ar putea realiza până anul viitor. Deocamdată investițiile sunt în fază de proiect pentru că așteptăm fonduri de la Ministerul Educației Naționale. În momentul în care vor veni fondurile, vor fi aprobate, vrem să renovăm, să îmbunătățim terenul de rugby, drenaj, gazon, tot ce presupune îmbunătățirea acestui teren și, în plus, dacă vor fi fonduri suficiente, să terminăm și investiția care am început-o în terenul de tenis. Terenul nu a mai fost amenajat la standarde de ani buni, iar asta o recunosc și cei care își doresc acum să refacă totul. Noi am încercat, din venituri proprii, să reparăm ceea ce am putut cu fondurile pe care le-am avut, însă de foarte mulți ani au venit fonduri pentru terenul de rugby. Cam câți bani avea nevoie numai teren? Să vă dau o cifră exactă nu pot acum, însă fondurile sunt destul de mari pentru că necesită drenaj, trebuie decopertat tot, făcut drenajul, pusă infrastructura plus gazonul. Reprezentanții Universității din Petroșani speră să redea echipei de rugby Știința Petroșani, cândva campioana României, terenul la o formă excelentă anul viitor. Asta pentru că fondurile ar putea să sosească până la finele acestui an, iar apoi să fie făcute lucrările necesare. 3 zile au fost dedicate în acest weekend muzicii rock. Trupe de renume au întreținut atmosfera incendiară la Baroque Fest. Curtea interioară a clubului Baroc din Petroșani s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru sutele de rockeri prezente la cel mai mare eveniment rock din Valea Jiului. Trupe precum Chempes și Bucovina au demonstrat ce înseamnă rockul adevărat. Oameni,
Corala Armonia, care a concertat și la Petroșani, a fost premiată în Statele Unite ale Americii la Olimpiada Corală Mondială. Coriștii în sutane din Constanța au luat 2 medalii de aur. Arhiepiscopia Tomisului se poate mândri că are cel mai bun cor bărbătesc din lume. Cei 27 de membri au fost la Olimpiada Corală Mondială desfășurată luna trecută la Cincinnati, Ohio, în Statele Unite ale Americii. Membrii corului, majoritatea diaconi, preoți, absolvenți sau studenți de teologie, slujesc la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Petru și Pavel din Constanța și îl însoțesc pe Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, la slujbele oficiale. Au fost și la Petroșani, unde au susținut alături de alte coruri bisericești un concert, iar faptul că sunt cei mai buni din lume ne face să ne mândrim cu ei. Olimpiada Mondială Corală se desfășoară odată la 2 ani, iar anul acesta, cea de-a 7-a ediție, a avut loc în Statele Unite ale Americii. La concurs au înscris peste 350 de ansambluri corale pentru 21 de secțiuni, iar Armonia din Constanța a participat la 2 dintre acestea, muzică religioasă sacră și muzică folclorică, iar acasă au venit cu 2 medalii de aur. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!